Partea a doua a capitolului scurt istoric al lucrătorului de tineret va trece succint în revistă aspecte legate de activitatea de tineret în alte țări europene. În Portugalia existau așa numitele școli mobile, inspirate de metoda João de Deus în 1882. João a creat noi metode de predare pentru a învăța clasa muncitoare cum să citească, în conformitate cu un sistem profund practic care ar salva copiii de teroarea cărților tradiționale. Biserica Catolică a jucat un rol central pentru activitatea de tineret din Spania. Scopul ei a fost să reevangelizeze tinerii prin facilitarea educației. Primele experimente legate de activitatea de tineret au fost promovate de către Biserica Catolică târziu în secolul al XIX-lea și se adresau tinerilor din clasele de mijloc, dar și din clasele muncitoare, prin furnizarea educației în timpul lor liber, pentru a elimina riscul de a se alătura unor ideologii revoluționare. La acel moment, în funcții de leadership în cele mai multe asociații, erau aproape exclusiv doar bărbați. Olandezii erau cunoscuți ca fiind foarte blânzi cu copiilor. Chiar și în trecut, când nu se recunoștea nevoia de activitate pentru tineret în cele mai multe țări, în Olanda au existat multe orfelinate, școli și alte instituții de gen. Olanda a fost prima țară care a deschis o școală pentru asistență socială în 1899. Asociația Creștină a Tinerilor a fost activă de asemenea în Olanda. În timpul Revoluției Industriale, tinerii din Franța au traversat o perioadă plină de greutăți. Foarte mulți tineri au început să-și părăsească satele și orașele natale, pentru a se muta în orașele industriale care ofereau oportunități mai bune. Dar mediul lor de trai era insalubru și au apărut epidemii mari. Piața muncii era nesigură și de obicei locurile de muncă erau slab remunerate, lucru care a atras după sine foarte multe probleme noi. În aceste circumstanțe s-a formulat problema tineretului și prima asociație de tineret din Franța a fost fondată. În Polonia, situația a fost destul de complicată, dat fiind faptul că Polonia nu a fost o țară totalmente independentă până la Primul Război Mondial. Nu există multe dovezi despre recunoașterea tinerilor ca fiind un grup social independent în Polonia înainte de cele două războaie mondiale. Biserica Catolică a fost și în Polonia una dintre principalele organizații de tineret. Doar după Primul Război Mondial au apărut diferite organizații care aveau ca obiectiv activitatea pentru tineri. Acestea erau de obicei organizații centralizate cu diferite istorii și ideologii, fie ele naționaliste, religioase, cercetași și așa mai departe. Care este istoria țării tale în privința activității pentru tineret? Am dorit să aflăm mai multe despre istoria activității de tinere din țara ta. Dacă ești interesat de acest subiect, fă o minimă cercetare. Apoi, creează un document cu toate informațiile aflate și trimite-ne-l. În acest fel, vom realiza împreună o colecție incredibilă.